Turnul Colței, cândva emblema capitalei, a fost construit între anii 1709 și 1714, probabil de către soldații armatei suedeze aflați în retragere după un război pierdut cu Rusia țaristă. Făcea parte din ansamblu monastic de la Colțea, care mai cuprindea biserica principală, un paraclis, diferite clădiri, dar și spitalul Colțea, primul spital atestat din țara românească. Turnul a fost utilizat în primă fază pe post de cloponiță, dar și poartă de intrare în mănăstire și avea o arhitectură care îmbina la bază stilul autohton al mănăstirilor fortificate, iar în partea superioară căpăta accente specifice Europei nordice. Gigantul de 50 de metri înălțime, care domina întreg orașul cu măreția sa, a fost grav avariat la cutremurul din anul 1802, pierzând o parte importantă din etajele superioare. Din păcate, până la sfârșitul existenței sale, avea să rămână în stare avansată de degradare, dar a mai trăit însă cât să fie martor fotografiilor artistului Carol Pop de Satmari. Născut la Cluj în anul 1812, acesta este considerat unul dintre primii 10 fotografi din Europa. Tot lui îi datorăm numeroase fotografii făcute Bucureștiului la jumătatea secolului al XIX-lea, unele dintre ele realizate de pe Turnul Colței. În ciuda numeroaselor proteste din partea unor personalități ale vremii, în luna august a anului 1888 s-a dispus demolarea turnului Colței la inițiativa primarului capitalei Pache Protopopescu. Pe lângă starea avansată de degradare a monumentului, care devenise un real pericol pentru trecători, se dorea lărgirea bulevardului care astăzi poartă numele lui Ion Cebrătianu și leagă Universitatea de Piața Unirii.